Aveți vreun Este un dubiu moment că nu se important vor pentru prezenta viața la vot noastră, 50 plus pentru 1 viitorul nostru. dintre români? Am informații Este că important reprezentanții Partidului să luăm o Democrat Liberal decizie și au pot primit merge comandă de la și să nu centru lăsăm pentru lucrurile a-i la îndemână îndemna altora. pe locuitori Dragi să nu siberieni, iasă la vot. cum i-ați caracteriza pe cei care nu vor veni la vot? I-aș caracteriza ca niște persoane care, din păcate, nu conștientizează importanța acestui eveniment. Îmi pare foarte rău, în viața fiecăruia dintre noi există momente care ulterior ne-am fi dorit, în care ulterior ne-am fi dorit să fim mai conștienți de ceea ce ni se întâmplă. Ei bine, duminică este unul dintre acele momente în care, dacă nu ne dăm seama ce se întâmplă cu noi, vom regreta ani și ani la rândul. Credeți că este posibil ca cineva să-ți interzică, să-ți spună nu, nu te prezenta la vot? Românii cred că au reușit să învețe ceea ce înseamnă votul și ceea ce înseamnă democrația și vor considera ca fiind o păcăleală și eu mă bazez pe faptul că românii nu se lasă păcăliți și vor merge cu atât mai mult la vot. Că PDL a început deja campania de boicotare a referendumului prin mijloace total ilegale și neconstituționale, o demonstrează cazul minerilor din Gorj. Că românii nu se lasă intimidați de astfel de practici ale PDL, o demonstrează și faptul că minerii au dat în vileag Mârșăvia. Presa centrală a semnalat faptul că angajații unei unități miniere din județul Gorj nu își vor putea exercita dreptul de a participa la referendum, întrucât persoane din conducere le-ar fi luat cărțile de identitate. Ofițerii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul IPJ Gorj s-au sesizat din oficiu și au constituit un dosar penal în care efectuează cercetări sub aspectul infracțiunii de împiedicare prin orice mijloace a liberului exercițiu al dreptului de a participa la referendum, fapte prevăzute și pedepsite de legea referendumului. Polițiștii au audiat 15 angajați, dintre care 3 cu funcții de conducere, iar la nivelul unității miniere a fost dispusă o anchetă internă.